Așa, să vedem ce mai sunt pe aici, telegrame, alea. Ia să mă mut, eu să mut mașina asta. Să vedem că a zis că mă sună Giunda. Să mai alimenteze altcineva, să o trag și aceea în parcare. Să vedea. Dacă nu dă niciun semn de viață, ia să-l sun eu. Alo. Alo, da. Unde ești, major? Uite, sunt în drum. Trec calea ferată acum. Tu unde ești? Eu sunt la benzinărie, la Petrom. Oprește și tu la magazin acolo, la magazinul ăla de utilaj. A, stat de vis-a-vis de aceea, de lângă noi? Da, hai că oprești eu acum. Bun, hai că mă mut acolo. Hai de pa. Nasol, că nu știi toate... A, de fapt, ce o să mai mut de aici dacă uite că a venit direct acolo? Ce zice directorul? Dar ce ne-ai băgat aici la Peco? Salut, Johnule, salut! Hai că nu știu aici toată zona asta și știam eu pe intrarea principală, pe nu știu ce, pe... Da. Că e trafic și a zis să nu mai stăm să asta. Vezi că te vii după mine ca să te duc până, să merge până la bunchiul meu, să lăsăm mașinile. Nu, bun, hai, mă țin după tine. Hai. Vezi, merge ușor că n-am urus, da? Da, mă. Să dau ușor în spate să nu pognez vreunul la vreunul. Dau vreuna de... Sper ca motorina asta să fie mai bună ca luna Iliuță de la noi din sat. Asta direct de la Petrom. Ca luna Iliuță ci că încarcă de la mol. Mamă, ce drumuri au și... Și ăștia pace pe îmbălțești și te spui că nu e adevărat. Bagă-te, dă-te. Pierdut și pe John. Mamă, de când n-am mai văzut fontanele astea, au luat cu... Noi în sal le-au scos. Au probleme cu inundațiile, cu toate alea. N-am mai s-au surpat în interior, s-au făcut varză. Și aici băgăm un om într-o. Și au stau închisul sau? Cred că aceea asta. O să bag și eu după el aici, să nu încurcăm lumea. Sper că nu încurca ce unde a lăsat-o, nu? Nu încurca, nu încurca. Aici stă închetul, a? Da, da, da. Aici stă. Și acasă? Mă, nu știu, a zis că se duce la spital, a zis că zicea că se simte mai rău și se duce să-și facă niște un control să vadă ce are. Da. Așa că m-a venit eu aici că să ne ocupăm de treabă. Nu am înțeles. Deci aici e povestea aia care ziceai tu că ține utilajele viceprimarul și cu ăștia pe aici, pe la... Exact, pe la exact. Da, da, da. Bine, hai că are o grămadă de spațiu. Haide, merge. Aia are, are. Hai să-ți arăt prin împrejurim. Dacă și așa trebuie să vedem cum facem, că dacă... Bun, zim, după tine. Hai, mergem la vreo vecină, la ce... Vezi, la ce e vecină? Da. Vezi ce... Aici avem vecină are... cum trebuie. Da, nu vezi ce... Te-a lăsat lingeria intimă la intrare, așa, exact. Da. Da, exact. Da. Uite, fac ăștia acum, se modernizează. Hai, s-au mai mutat persoane tinere pe aici. Aha. Nu știu. Ia uite ce case frumoase. Șantierul Rândunica. Multă muncă, bani, sulica. A la Românica, ce să faci? A la Românica, asta zic și eu. Deci aici văd că se dezvoltă. Se dezvoltă, da, aici. Da, se dezvoltă, se dezvoltă. Da, da, da. Uite și pe... Bă, ceau, John! Salut, salut, Ferciu. Salut, Ferciu, salut. Salut, salut, tinere.
Patraulea. Patraulea din... Ferucio. Încântat de cunoștință. Patraulea, partenerul meu în afaceri. Și l-am adus aici ca să facem... face pregătire, să ajutăm la pregătiri. El e ragazzo, că mi-ai zis că îl aduci, nu? Cu... Da. Pentru tractoare, pentru terenul exact. Alea. Exact. Ma tu, zio, cum se cheamă? Tu, unchi-te, unde e? Că nu am dat de el la telefon în ieri dimineață. Unchi-mi e la spital, s-a dus să se verifice că se simte rău. Da, sunteți italian, domnul Ferucciu? Nu, sunt de aici, în România, dar am plecat de copil în Italia și m-am întors acum 2 ani. Am înțeles, că de asta și accentul. Eu am făcut școala acolo, sunt plecat de copil în Italia. Am înțeles. Și bine, așa. De asta am văzut că un cuvânt în italian, un cuvânt... Am fost și eu puțin până Italia, nu foarte mult. Așa în vacanță cu scumpa mea soție, da. cu Veronica, o să faceți cunoștință și cu ea. Dar am ceva pe acolo, n-am învățat limba, dar ceva prieteni mi-am lăsat și eu pe acolo. Gioco Di Mano, Parmegiano, sunt vreo câțiva băieți destul de ok. Dacă mai m-am obișnuit, că am făcut școala acolo, am stat mulți ani și acum o să mă obișnuiesc eu înapoi aici, m-am întors de 2 ani acasă. Dar n-am stat tot timpul, m-am plecat, am venit, acum de câteva luni m-am stabilit permanent acasă. Am înțeles. Cine te-a sunat, Gio? Nea Florica. Mi-a zis să zică că au ajuns toate materialele, e totul bine, am început treaba la Mito acolo. La service? Mhm. Dar oricum îl ridică repede, că din câte aici Nea Florel zicea că nu m-a pup. Sandwich-uri de-alea care sunt bine exact. Una cu alta, cu alea, ridică exact. Repede. Da. Da. Hai să mai te arăt aici și după aceea să mergem la treabă, da? Da. Arată-i tu, domnul, pe aici ce mai este, pe unde se pot duce și la terasă acolo să servească un suc, o bere. Și pe urmă trece și pe la mine să mergem acolo la teren să văd ce fac băieții acolo. Îl am și pe vagabondul ăla de Gianni și știi cum face ăla. Ăla nu face nimic treabă, ți-i ține și pe ăilalți ragații la umbră. Am înțeles. Da, hai că-i arăt acum. Terasa noastră. Uh-huh. Strici pe la mine că mai am un pic treabă pe aici și vin și eu. Ok. Bine. Hai. Ok, după. Ceau. Hai să-ți arăt. Pe dreapta. Și bă, ce primar vorbește și italiană, și pe mama dreacu, și pe... Păi ce mă, că zicea mie să mă bag ca primar? A învârtit niște chestii prin Italia. Interesant e și când a venit aici în țară, ce dracu e prost să stea așa liniștit, s-a băgat... Și aici vis-a-vis, că... Asta vreau să zic, pe dreapta avem piața Bălțești. Piața Bălțești, da. Așa, aici avem... Românile. Lasă-mă, domnișoara, în pace, treci în coa. Așa că dacă te prinde Veronica, ai belit-o. Mai sunt mai belim, la vârsta asta nu mai e. Găsești de toate aici, flexuri, tot ce vrei. E târgul comunal, ca să zic așa. Bine. Salut, tinere, salut! E bine că e mult mai dezvoltată comuna asta decât a noastră. Ce vrei? Vezi, ar trebui să facem și noi ceva de genul ăsta la noi. Da, trebuie, dar ce vrei mă dacă sunt numai oameni bătrâni? Ce vrei să faci? E și mică comuna, dar încercăm, vedem, poate vorbesc cu primarul actual, poate rezolvăm ceva. Am înțeles. Bun. Hai că bănuiesc că nu mă lași aici în piață. Să cumpărăm cartofi sau alea. Hai să-i dăm drumul la treabă că eu până diseară vreau să ajung acasă, că nu vreau să dorm aici. Vreau să mă dorm și eu cu Veronica, i-am zis să-mi gătească ceva. Aha. Hai să luăm pe Ferucio și hai să mergem. Ferucio, gata? Da, m-am vorbit aici cu ragații, le-am zis ce trebuie să facă. Mergem? Mergem, hai. Hai. Iau mașina mea să mergem acolo, da? Hai, că eu o las aici, hai că merg și eu. Hai să o iau de la unchii. Așa departe?
Mai în spatele caselor de aici, da, dar zic e că... departe, putem merge și pe jos. Ce? Vrei să mergi pe jos? Vino pe aici atunci, hai, vino pe aici. Vino printre case. Dar e de mers, eu ți-am zis. Era să nu dracu cu picioarele, pe unde dracu mă bagi, bă, John-ul? Am, că nu te-am, uite, am trecut pe aici, uite, vezi? Uite-ți papucul acolo, vezi? Hai, că pe aici mai copilă... E potabilă apa? Ia uite aici... Du-te și bea, că e potabilă, ce? Potabilă, da. Patraulea, uite, aici puneți utilajele. Aici, în spate, acolo, dar cât mai mult aici să le puneți. Am înțeles. Aici, terenul e un pic mai încolo, nu, nu-i departe. Ah, uite ce mai râgam pe lanurile astea când veneam pe aici. Pe la unchii mei. Aveam și niște prieteni pe acolo, prin porumbul ăla. Înțeles. Care e utilaje? Alea care stau acolo pe panta aia? Alea sunt. Ia uite, păi ce ți-am zis eu, că Gianni ține pe toți degeaba. Dar cine e Gianni ăsta, domnul Feruciu? Un vagabond de aici din sat. A fost și el prin Italia, dar n-a stat nici acolo, că un vagabond. De 25, două pistoane, frumos. Ia uite câtă treabă au făcut ei. Ia uite ce a făcut. Hei, e cineva aici? Alo! John Deere 710, MTB. Păi ce faceți, mă, băieți aici? Băi, Gianni, bă. Salut! Acum abia m-au parlat-o noi. Am făcut o pauză, domn Vici, dar am muncit de azi dimineață, văi, leu, numai pe mă doare chicioarele. Păi nu se vede niente, nu se vede niente. Păi nu se vede, domn Vici, cum, dar câtă treabă am făcut? Păi unde ai făcut treaba? Aici, sub alberi, sub copaci, aici? Da, o țigară, dai și matale? Ma, ia-l de aici călbat, ia-l de aici călbat. Băi, de câte ori mă întâlnesc cu ăsta, îmi cere o țigară. Salut, băieți. Salut, băieți. Salut, Gianni, eu sunt Patraulea. Gianni. Salut, băieți. Salut, salut. Salut. Patraulea. Deci, băieți, el este Patraulea. Bă, la rugămințile domnului Vice, l-am adus să vă ajute și să vă coordoneze, pentru că el se ocupă cu toată treaba din satul vecin. Legată de tot ce ține de ferm, de agricultură și de asta. Dacă dă domnul să spună că nu ați făcut treabă, vorbesc cu domnul Vice și ați spus-o cu salariile voastre. Deci, practic, pe scurt, voi fi un fel de capitanul Burge. Așa mult mai ușor spus. Mă bănesc că pe asta știe toată lumea. Glumesc, voi stați liniștiți. Bun, deci am văzut împrejurimile, am văzut cu cine lucrez, da? Ce facem, îi dăm drumul la treabă sau... Hai, mai avem ceva de văzut? Ia un pic, băiete, și... O gură de apă răși, o adus cineva, blea? A? N-am adus de apă răși. N-ați adus și voi o gură de apă răși, la oamenii ăștia care muncesc aici. Apă răși? Vezi că e o fântână, mai aici la vale. Hai, la muncă, să muncim. Hai. Auzi... Ei. Patraulea? Da. Deci, cum mi-a spus John, nu? Cum se zice că tu ești expert în muncile astea, nu? Vreau, te rog frumos, să-mi instruiești pe ăștia să facă treabă. Da, păi, unul cere apă, unul cere o țigare, nu știu ce o să scot din ei, dar încerc să fie tot ok. Adică eu ți-o spun de la capul locului, că John mă cunoaște. Eu trebuie să lucrez într-un, cum să spun eu, fără stres, într-un ambient destul de calm, destul de alea, că și așa eu am acasă pe cineva, dacă o să o cunoașteți pe Veronica, pe soția mea, nu o să mai aveți toată calmitatea asta. Și vreau măcar aici, în altă comună, să stau liniștit, direct, nu cum stau și la mine. Păi nu, eu o să te las pe tine să te ocupi de ei. Bun, tu instruiești, tu te ocupi de ei. Nu-i problemă, lăsați că-mi văd eu de toate astea. Bun, pe ce o să lucrez? Pe tractorașul ăla de acolo de jos sau pe ce o să lucrez? Da, adică nu știu, domnul viceprimar știe.
Peruci, eu unde te duci, mă? Păi nu, e, nu mai era un tractor acolo jos, trebuia să mai fie unul în fermă. A, ăla acolo, care am trecut pe lângă el. Da, da, da. Da, trebuie să fie un masă, e fierg, ăla de la unchiul de acolo? Da, da. Ăla e pentru el. Păi am lăsat un tractor mai mare. Și, dar o să mai vină utilaje, că acum sunt și pe alte câmpuri. O să, cu timp o să le vezi tu care și cum și le ordonezi tu care să lucreze fiecare cu tractorul lui. Am înțeles. Bun atunci. Păi... Hai să vedem la o parte. O să merg să iau tractorul de acolo și o să vin aici la băieți. Și cam asta e. Bun. Da, da. Ce să mă... Hai, Doamne ajută. Să treacă și ziua, da, să mă întorc acasă, că e deranj. Ia zi, patrulă, ce părere ai? Faci din ăștia oameni? Nu știu ce să zic. Viceprimarul ăsta e să limbă plimba în gură, vorbește ba așa, nu știe ce se întâmplă, nici el nu știe ce se întâmplă de aici pe comuna asta. No, nu prea. Atâta din cât banul iese și toate alea, nu. O să încerc să facem pe aici treabă. Nu prea am vrut să mă bag, dar m-a rugat un ghimin frumos, a zis că dacă el se simte rău, să vin să aduc pe cineva care se pricepe în asta, că i-am zis că eu nu mă pricep, mă, ce-i? Da. Așa, apropo, am uitat să-ți arăt, că tot ești aici, vine să-ți arăt unde terasa, unde merge să, o să mergem să bem o bere până una alta. Păi și nu-ți face asta grăgie, că am zis că vin să iau tractorul și că mă duc. Hai bine să iei tractorul, mă, lasă că nu moare 5 minute cât îți arăt unde terasa. Terasa, mă. Că a zis să-ți arăt și terasa, dar... Lasă că ai văzut pe aia ce munceau. Da, e aglomerație aici în sat. E chiar așa, e ca la noi, la noi e cam țipenii, mamă ce e aici. Uite, terasa, cu meniul zilei. Am înțeles, meniu, mici, mari 5 lei, mici, 6 lei, bere halbă 5 lei, bere, vreau și eu, cum e asta bere, bun. Ofertă specială, plătești două, primești una, hai că asta da ofertă cum trebuie. Ei, te dă și le trebuie pe globiță, că... Asta le știe cu ofertele astea. Hai că deja am făcut și poftă cu berea asta aici așa. Hai să mergem să... Hai că parcă aș bea și eu o bere, nu știu cum să-ți explic. Las că mă duc eu și cumpăr niște mici bere și dacă vrei ori mâncăm la unchii mei, ori venim aici și mâncăm. Fac eu ciste azi. Să țină Dumnezeu obiceiurile, vorba aia. Cheile de la asta unde? Le-a lăsat înăuntru cei, că aici nu intră nimeni și le... Hai să văd dacă știi să lucrez pe de-astea, că de la UTB-urile mele și de la căruțile mele care le avem noi în partea elaltă la Dihania asta. No, hai, mă duc acolo la treabă, că mă înjură oamenii. Hai, eu intru pe până în casă să văd pe okay. Ce l-a lăsat pe aici. Așa, dacă e bine că e pe manual. Asta zic. Să vedem. Hai că am nimerit și mașalierul. Am unde n-aș pune eu mâna pe masă, e de ăsta și pe la mine în partea altă. Frumusețe, servo, direcție, nu ca la mine. Îi dăm în goarnă. Uite cum s-a făcut. S-a făcut 11:30, venind azi dimineață. Fac și eu după băieții ăștia pe aici. Gata, domn Feruciu, te băgăm la treabă acum. Da. Bun. Bun, ia să vedem pal nostru ce face el în brazdă. Vorbește. Tank.
Tank ăsta, nu, nu altceva. Oameni buni. Nu știu ce să vă mai zic și ce să mai alea. De aici că nu știu dacă o să scot oameni de treabă de aici, din echipa asta pe care o are strânsă viceprimarul. Dar vom vedea. Vedem ce se întâmplă. Urmă, am avut eu de furcă cu Mitu și cu alte... alți nebuni. Pane Mutu și cu alte nebuni. Da, păi cu genul ăsta. Vedem noi ce se întâmplă. Așa că am ce să vă zic decât că toate cele bune, multă sănătate și cum vă spune patraulea de fiecare dată, fiți cu minte, nu cu minți. Și hai să-i dăm înainte. Ne extindem pe unde putem. Mai bine, la revedere!